cel mai bun pui chinezesc pe care puteți să-l faceți acasă, dacă respectați această rețetă. Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi o să vă prezint o rețetă chinezească de pui în sos dulce acrișor. Haideți să prezentăm ingredientele și să trecem la treabă. Gata! Eu aici am toate ingredientele și ca să nu vă zăpăcesc, o să o iau în ordinea numerelor după tricou. Prima dată începem cu puiul. Da? Eu am pregătit aici, sunt 900 de grame de piept de pui, da? În cazul meu. Eu am luat pieptul de pui și l-am tăiat în cubulețe și a ieșit după cum vedeți. Vedeți? Cubulețe mai mici sau mai mari. Acum, tot pentru piept de pui, eu am aici, sunt 60-70 de grame de oțet. Oțet din strugur normal. Oțetul meu are 6 grade. Aici am pregătit într-un castronel, sunt 3 linguri, 3-4 linguri, sunt 70-80 de grame de amidon. O să vă arăt imediat cum îl folosiți ca să nu puneți mai mult sau mai puțin. Și eu am aici un ou, două, e aproape un ou jumate în cazul meu. Dacă aveți un ou mai mare, puteți să puneți unul. Eu pun un ou jumate, două. Ce facem cu aceste ingrediente, da? Haideți să încep și pe parcurs vă spun după aia pentru sos și tot ce aveți. Rămâneți cu mine că o să scoateți o rețetă excepțională. Prima dată, așa, eu iau ouăle, unul aici și pe celălalt. Le punem aici în castron, le pun puțin sare și le batem puțin. Gata. Nu prea mult, deoarece acestea o să mai amestece. Adăugăm oțetul meu de struguri, da? Așa. Și aici adaug puiul nostru. Imediat. Adaug cu mâna așa frumos. Am adăugat puiul. Amestecăm puiul nostru. Da? Îl amestecăm. Aici o să-i adaug o linguriță de piper proaspăt măcinat. Îi adaug piperul proaspăt măcinat. Îi mai pun puțină sare, că i-am pus puțină. Nu puneți prea multă sare aici, deoarece când punem sosul de soia, este sărat. Și acum eu îi adaug amidonul, da? Am aici 3 linguri, sunt 70 de grame de amidon. Eu o să-l pun pe tot. Ia uitați cum a ieșit puiul. Și acum vă spun de ce am făcut prima dată puiul. Eu mereu vă dau câte un secret. Eu acum ce fac cu acest pui? O să-l acopăr cu folie de bucătărie și îl introduc la congelator aproximativ 10-15 minute până pregătesc eu celelalte ingrediente. De ce îl bag la congelator? Deoarece așa se lipește mai bine amidonul și ouul de el când îl pun la prăjit, da? Mă duc eu la congelator și revin să facem sosul. Abonează-te la canalul lui Sevi acasă, prietenul meu gurmand. Da, puiul la congelator. Haideți să pregătim sosul. Eu aici am pregătit 150 de grame de sos de soia. Îl adăugăm. Aceeași cantitate de apă, 150 de grame de apă. Oțet la jumătate, 75 de mililitri de oțet de orez. Este același oțet care l-am folosit eu, la rețeta de sushi. Aici am zahăr brun, sunt 30 de grame de zahăr brun. Dacă vreți, folosiți zahăr alb normal, eu am folosit și iese la fel de bine, da? Și aici am pregătit o lingură de ketchup și o lingură de sos barbecue, da? Dacă vreți să faceți ketchup de casă, la mine găsiți rețeta de ketchup de cașa. Le amestec puțin și aici îi adăugăm la fel puțin piper proaspăt măcinat. Da? Mie îmi place. Voi puneți piperul după gust. Dacă vreți nu-i mai puneți la pui, dar aici în sos trebuie să-i puneți orice ar fi. Și acum le amestecăm foarte bine. Vedeți? Amestec sosul acesta foarte bine. Și acum, eu am văzut în multe cazuri că se pune la foc să lasă să scadă. Eu nu o să-l pun, deoarece o să vedeți cum îl fac eu să scadă la sfârșit. Rămâneți cu mine să vă spun celelalte ingrediente. Aici, ce am pregătit? Eu, pentru decor, că așa îmi place și culorile au importanță în bucătărie, un ardei roșu, jumătate de ardei roșu, verde și galben. Le-am luat pe fiecare în parte și le-am tăiat în cubulețe, asemănătoare ca puiul. Vedeți cum au ieșit? Așa, în cubulețe mari. Mai mici, mai mari. Bun. Aici am pus 90 de grame din fiecare culoare. Da? 90, 90, 90. O să vi le las toate în descrierea la video. Aici am luat o ceapă. 150 de grame, 200 de grame de ceapă. Puneți. Vedeți? Și am tăiat-o în cuburi. Așa. Am tăiat-o în cuburi mari. O lăsăm aici. Aici, opțional, opțional, am o mână de susan. O lingură jumate, două linguri de susan, dacă vreți să puneți, dacă aveți în casă. Iar aici am un cățel de usturoi, este un pic mai mare, sunt 10-15 grame de usturoi și la jumătate din cantitatea de usturoi de ghimbir. Ei, să ne ardă pe gât! Dacă vreți să nu puneți ghimbir și usturoi, vă iese la fel de bun, eu am probat zilele trecute,
fără usturoi și fără ghimbir, da? Cu aceste lucruri spuse, ia uitați, eu am pus aici uleiul, avem nevoie de ulei pentru prăjit, dăm drumul la aragaz, mai lăsăm 5-10 minute puiul nostru în congelator să prindă un pic de el toate ingredientele și începem să-l prăjim. Timp în care voi, prietenii mei gurmazii, dați un like, vă abonați la canalul meu, că am văzut că jumătate dintre cei care vă răspund la comentarii nici n-ați avut curajul să apăsați pe subscribe, să vă abonați la canalul meu din congelator, da? Această operațiune este opțională, da? Nu. Eu aici am pus uleiul la încins și ce vă recomand acum? Ca să scoateți un pui cât mai moale, să se topească în gură când îl mâncați, vă recomand să-l prăjiți în baie de ulei, da? Dacă nu vreți în baie de ulei, puteți să-l puneți puțin ulei într-o cratiță și să-l întoarceți într-o tigaie din 1 în 1, dar nu scoateți același rezultat, da? Este probată de 3-4 ori de mine și vă spun rezultatul. Acest pui se topește în gură. Haideți! Uleiul este de ajuns de încins. Eu adaug puiul meu. După cum vedeți, 4 minute aproximativ, când puiul a luat o culoare frumos gălbuie, da? Îl scoatem. Între timp ce puiul nostru fierbe, eu ce nu v-am arătat, tăiem și gingirul nostru și usturoiul, da? Le tăiem tot așa în cubulețe mici, în felioare mici, fiecare cum puteți așa. Îl lăsăm aici pe o farfurioară. Așa. Acum, în timp ce prăjesc ultimul pui, aici într-un wok chinezesc, îi pun puțin ulei, după care începem să prăjim celelalte ingrediente. Eu aici am încins uleiul și acum îi adăugăm usturoiul nostru și ghimbirul, da? Așa. Upala. Le lăsăm puțin aici la prăjit. Aveți grijă să nu se ardă, da? Gustul de usturoi ars nu place, domne, la dame deloc. Acum când usturoiul, vedeți că a luat puțină culoare și ghimbirul, îi adăugăm ceapa, așa, ardeiul și din acest moment nu încetați să amestecați aici, da? Timp de câteva minute o să le călim bine aici în ulei. Haideți! Așa, prietenii mei gurmanzi. Acum, după ce le-am călit 2-3 minute aici, îi adăugăm sosul nostru, da? Am dizolvat bine zahărul și le-am amestecat pe toate și îl adăugăm. Haideți, în timp ce fierb, eu vă mai explic câte ceva, că așa îmi place. Deci, vedeți, eu am pus aici ceapă, ardei, de toate culorile, după gustul meu. Voi acasă la voi, puneți ce vă place mai mult, dar dacă vreți mai puțină ceapă, mai puțină. Dacă vreți să puneți doar ardei roșu, doar ardei roșu. Că n-aveți în casă galben sau aveți doar verde, doar verde, da? Eu pun de toate să vă prezint ceva frumos aici, da? Haideți. Ce am făcut? N-am pus sosul, trebuie să fiarbă și el un pic ca să scadă. Nu l-am pus la început să fiarbă singur, deoarece acum aceste ardeiul și ceapa au nevoie să-și tragă și ele un pic de suc. Da? Nu pun imediat puiul. Imediat o să vedeți cum pun puiul, cum fac sosul să se îngroașe și tot. Da? Rămâneți până la sfârșit, nu plecați. Gata. Le-am lăsat aici 3-4 minute și cu sosul la fier și acum îi adăugăm și puiul. Așa. Și le amestecăm bine. Eu între timp ce puiul stă aici 2-3 minute, eu într-un pahar am pus o linguriță de amidon de porumb, am pus apă, le-am amestecat, vedeți? Și acum, după ce a stat și puiul aici aproximativ 2 minute, ca să îngroșăm sosul, adăugăm acest amestec de apă cu amidon, da? Să vedeți ce sos scoatem noi acum. Gata. După ce am pus apa cu amidon, l-am lăsat maxim un minut. L-am amestecat și aici avem puiul nostru cu sos acrișor. Ia uitați. Dulce acrișor. Haideți să-l punem în farfurie, să-l probăm, să vedem ce am scos aici. Vă spun, acest gust doar în restaurantele chinezești îl găsiți. Acum, dacă vreți, îi puteți pune și puțin susan pe deasupra. Este opțional, da? Așa, și l-amestecăm. Hai că nu o să mai ai ce să filmezi. Filmezi? Da. Prietenii mei gurmanzi, am ajuns la punctul cel mai așteptat. Ia uitați aici. Un pichineț cu două bețe mânca orez. Cel mai bun pui chinezesc pe care puteți să-l faceți acasă, dacă respectați această rețetă. Credeți-mă, vreau să vă arăt. Dacă îl prăjiți așa, acest pui se topește în mână. Ia uitați,
Ia uitați cum e. Plus gustul dulce acrișor. Mm. O nebunie. Nu mai avem cum să facem dietă, nu mai avem cum să slăbim cu aceste rețete, da? Mai provezi odată. Și cu astea spuse, nu uitați, oriunde v-ați afla, sunteți iubiți, da? Încă o rețetă autentică de la Sebi de acasă. Vă rog frumos, acum fac o poză pentru Instagram, să faceți această rețetă, publicați-o în Instagram și etichetați-mă la Sebi acasă, da? Și cei care încă nu mă urmăriți, mă găsiți în Instagram la Sebi acasă. Sunteți iubiți, prietenii mei curmați. Ochiul fai mănânc cu bețele, eh? Aute. Ai învățat? Am învățat. Mm. Mhm. Mhm. Finish.